stop! Noua colecție de iarnă, tocmai ce s-a lansat pe Playstyle în Pungro. Oh da, adică acest tricou. Acest ursuleț ediție limitată. Sau chiar acest super tricou full print. Și multe alte produse sunt acum disponibile pe Playstyle în Pungro. Produse super noi, ediție limitată. Și desigur Teddy, care nu știu cât de mult o să mai fie pe site. Așa că... da. Ce se întâmplă dacă explodezi 1 milion de TNT-uri pe Minecraft? Ei bine, desigur că vom începe cu un singur TNT, ca mai apoi să trecem la 5.000 de TNT-uri, după care la 10.000, după care la 20.000 și după care la 100.000 de TNT-uri. Dar asta nu este tot. Rămâneți până la final dacă vreți să vedeți cum explodezi 1 milion de TNT-uri. Și credeți-mă, asta nu e tot. Să sperăm că nu o să-mi ia foc calculatorul. E grav ce e aici. Bun, haideți să începem cu un singur TNT. Să vedem, bă, cum e, mă, explozia la un TNT, gen doar unul. Hai să aflăm. Bam! Ok, bun, bun, bun. Și boom! Ok, destul de... slăbut, să fiu sincer. Dar de fapt ce să mai, mă, așa bubuie un TNT. Bă, sincer, și uitați-mi cum bubuie un TNT. Cam așa face gaura, cam atât este dauna. Să zicem că e decent. În continuare, haideți să vedem cu 5 TNT-uri care explozia. Pentru că dacă unul a fost slăbuț, hai să vedem cum o să se descurce 5 TNT-uri în a exploda. Wow! Ok! Deja observăm un progres, după cum puteți observa. Dar parcă tot nu e suficient. 10 TNT-uri! Hai că asta trebuie să fie cel puțin decentă. Hai să vedem și... wow! Bă, da, așa mai venind de acasă. Adică uitați-vă câtă groapă, să fim serioși. Dar tot nu sunt mulțumit. Parcă tot mai merge ceva. 1000 de TNT-uri! Ha, cred că asta o să mă mulțumească. Doamnelor și domnilor, în adevărata lor splendoare, haideți să vedem cum explodează 1000 de TNT-uri. Ok, asta o să fie interesant. Bun, hai să vedem. Wow! What? Bă, băiatul, asta a mers... asta a mers efectiv mult prea repede. Holy! Efectiv a făcut tita mai groapa și foarte multe mini gropițe pe margini. Bro, nu mă așteptam la asta, pe bune. Și comparați efectiv 1000 de TNT-uri. Ce au făcut 1000 de TNT-uri versus un TNT? Dacă cumva nu v-au fost de ajuns 1000 de TNT-uri, avem aici 6.000 de TNT-uri! Mă rog, sunt undeva pe la 5.000 și ceva. Nu știu dacă sunt 6.000 fix, dar atât de multe TNT-uri se află aici. Adică, doar uitați-vă! Sincer, chestia asta merită un like, pentru că din punctul ăsta cred că o să-mi pun sănătatea calculatorului în joc. Uitați-vă și hai să vedem cum reacționează 6.000 de TNT-uri versus 1.000. Oh, wow, 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 wow! Mă mâncă bubuie, bă! Mai oprește! Cât mai merge, bă? Doamne! Oh! Wow! S-a terminat! Oh my god! Ok! Cred că putem să cădem de comun acord că... sincer... n-a fost atât de wow. Adică da, a făcut-o dita mai gaura și practic asta e gaura pe care au făcut-o 6.000 de TNT-uri. Și asta e gaura făcută de 1.000 de TNT-uri. Adică cumva... gen, ok, dar nu e wow. Nu mai gata, știi ceva? Pentru următoarele TNT-uri trebuie să facem o schimbare majoră. Hartă de testat TNT-uri. Păi ia uite, bă, frate, stau eu pe lume de super flat, nu, frate? Doamnelor și domnilor, de acum vom testa TNT-urile direct pe o lume normală. Ce avem noi aici? Probabil mă întrebați, ei bine, avem nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de TNT-uri, toate puse în această pădurice. Deci, practic, ce urmează să vedem, o să fie incredibil. Deci, observați cum deja am ajuns la 10.000? Hai să vă o vedem și pe asta. Oameni buni, pregătiți-vă! Mi s-a blocat jocul! Oh my god! Mamă! Ai de capul meu. Bum! Bă, dar ce se întâmplă? Alo? What? Ai de capul meu!
nu știu dacă m-auziți. Nu mai m-au gândurile, efectiv. Au trecut 5 minute. Uai, bă! Cata? Doamnelor și domnilor, efectiv, uitați-vă ce... Mamă, ce liniște s-a lăsat. Uite zombiul ăla acolo. Vai de mine. Cred că trebuie să luăm o imagine de ansamblu de sus ca să vedeți ce dauna a fost făcută. Mai am impresia că seamănă puțin cu forma gen României. Bă, sincer să fiu, oaia aia supraviețuit. Deci lăsați-mă să-i strâng mâna. No, deci, doamnă oaie, eu vreau să vă felicit personal pentru că ați reușit să supraviețuiți așa ceva. Care este părerea dumneavoastră? Ce aveți de... Da, sper că n-are absolut nimic de declarat. Dar... Da, clar, a fost epic, însă se poate și mai epic de atât. Doamnelor și domnilor, vă prezint nici mai mult, nici mai puțin de 100.000 de TNT-uri. Bă, băiatule, asta urmează să fie interesant. Și avem aici lângă aceste TNT-uri un sat. Și sigura mea curiozitate e în felul următor. Băi, oare săteanul ăsta o să supraviețuiască? Adică, efectiv, nu doar săteanul, dar tot satul sunt curios dacă o să supraviețuiască. Probabil că nu, din păcate, aia e acum. Dar ce să mai încolo și cu aceea, având în vedere caz la like, haideți să-i dăm direct cu 100.000 de TNT-uri. Băi, am emoții. Și! Oh my god, ok, s-a terminat șmechii. Oh, ok. Bă! Oh my god! Câte FPS-uri am? Două FPS! Am avut două FPS-uri! Cred că asta o să dure... Bă, mi s-a blocat viața, efect... No, n-ai cum... Asta o să dureze mult și bine! Oh my god! Bă, băiatule, a trecut efectiv jumătate de oră! Nu se poate așa ceva, nu se poate! Băi! Deci vă rog, hai să analizăm cam cât de adâncă este groapa asta. Deci vă rog eu frumos, cam atât de adâncă, gen what? Uite cum e apa, frate, cum au rămas chestiile astea de apă, gen what? Și în continuare pot să vă spun că sunt absolut uimit. Cam așa arată 100.000 de TNT-uri care au explodat. Nici nu vreau să mă gândesc măcar la 1.000.000. Wow, pur și simplu șocant. Dar stai, am o curiozitate. Știți că am spus eu de satul ăla de acolo? Wow. Nu cred. Nu se poate! What? Că trăiți, villagerii! Bă, voi trăiți! Bă, voi nu înțelegeți! Nu se poate așa ceva. Trăiesc, frate! Trăiești, frate! What? Băi, da, într-adevăr, satul este destul de dărâmat. Adică jumătate de sat a rezistat, spre surprinderea mea. Uite, Iron Golem-ul ăsta a văzut absolut tot, săracu. Dar da, gen, chiar s-a descurcat onorabil. Da, cam asta este dauna provocată de 100.000 de TNT-uri. Haideți să trecem la 1.000.000. Dar nu, stai, înainte de 1.000.000 chiar trebuie să mă mai reamintesc o dată să dați like, pentru că... Păi, ideea e că s-ar putea să mi se închidă calculatorul, să pierd filmarea sau, nu știu, să explodeze. Doamnelor și domnilor, vă prezint 1.000.000 de TNT-uri. Oh da, asta nu este o glumă. Efectiv, vedeți în fața dumneavoastră 1.000.000 de TNT-uri și urmează să vedem care va fi explozia acestora. Pur și simplu, nici nu pot să realizez câte TNT-uri sunt aici. Dar e gravă situația, pentru că uitați-vă. Și ce credeți? Aceste TNT-uri se duc până în jos. Deci... Hai să o vedem și pe asta. Ce se poate întâmpla la urma urmei? Sunteți gata? Sunteți gata, oameni buni? Scrieți în comentarii. Haideți să o facem și pe asta. Ok, hai să o facem și pe asta. 1.000.000 de TNT-uri încep acum. Oh my god! S-a terminat șmecheria. O, băiatule! Mamă! S-a blocat. Gen, gata, s-a blocat. Mamă. Mama mia, pizzeria, băi!
Vai de mine, uite cum... Ce să mai, mă, băiatule, că n-ai nicio șansă. Ai, 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 ai. Mamă. Alo? Mai există? Nu mai există. Nu, stai. Cred că ne revedem într-o oră. Eu am plecat. Pa, nu mai. Rămâneți voi, pentru că ce se întâmplă aici e mult prea greu. Sunt curios că TVPS-uri am. Oh, uite, acum am 300. Oh. Ai de capul meu. Zero! Am avut 0 FPS-uri! Efectiv am avut 0, bro! Am avut 0 FPS-uri. Uite cum bubuie TNT-urile în timp real. Și acum o mică pauză. Liniștea de dinaintea furtunii. Și acum... S-a dus. Bă, ce se întâmplă? De ce se vede așa? Aoleo, mamă! Bă, se călțește calculatorul! Bă, ce se întâmplă? Wow, stați așa o secundă că a trebuit să-mi repornesc calculatorul! Pentru că, ghiciți ce? Pur și simplu... Mi-a dat crash calculatorul, mi s-a închis în față. Și da, doamnelor și domnilor, recomandarea mea ar fi să nu faceți niciodată ce ați văzut aici, pentru că 1 milion de TNT-uri chiar pot fi nocive. Și da, pur și simplu, nu încercați niciodată chestia asta. Aolo, nu pot să cred efectiv că mi s-a închis calculatorul. Parcă încă e puțin fierbinte, sper să nu mi se închidă din nou.